Bună ziua, copiilor! Astăzi este o zi specială, este ziua mea. Aștept cadourile voastre la adresa strada 13 de Gemeni, numărul 3. Da, cadou, de la București! Cum trece vremea și viața. Așa cum vă spuneam, este ziua mea și trebuie să arăt bine în această seară specială, iar pentru asta invitatul meu special, Oxana, îmi va face un mega machiaj, dar pentru asta întâi trebuie să-i fac și eu unghiuțele, nu? Că nu putem așa altfel. Să trecem la treabă, să vedem ce iasă. Pentru că Oxana a dezvoltat o mică alergie în timp, voi folosi gelul Recover Bioactive, care nu are nevoie de soluții de pregătire. Eu am pregătit deja unghia, am mătuit suprafața, am împins cuticula, am tăiat-o, am curățat cu freza și voi trece direct la aplicarea gelului. Voi folosi o pensulă cu vârf rotund numărul 4, pensula R4. Ca prin pas voi aplica un strat subțire ce îmi va servi ca o bază. Mare atenție să nu atingem pielea. Voi aplica un strat de alunecare, la fel subțire. Am aplicat o bulă întâi pe centrul unghiei pe care am împins-o către cuticulă, iar apoi am tras-o către vârful unghiei în așa fel încât să-mi formez apexul din prim. În continuare, voi aplica alb în două straturi. În continuare, pentru model, voi folosi mai multe oje semicolor, pe care le voi așeza aici pe paletuța mea. Voi folosi Mango Juice, Namibia, Shanghai Pink, Instinct Touch și Sfântul Patrick. Lângă culori, voi pune câte o bulă din Gloss & Go Flexible. Și pentru că am aflat că Oxana îi place să și cânte printre altele, îi voi face un portativ cu note muzicale, care se va întinde pe un splash de culoare, din format din culori de astea de aici. Bun, și îmi voi lua puțin galben Mango Juice, îl voi îmbina cu finish-ul Gloss & Go Flexible. Pensula încărcată doar de finish, voi mai face mici corecturi. Voi sigila splash-ul meu de culoare cu finish-ul Gloss & Go Flexible, ca mai apoi să pot să pictez portativ. Pentru că voi picta cu vopsea acrilică, iar vopsea acrilică aderă doar la o suprafață mată, voi mătui cu o pilă buffer unghiile. Am așezat pe paletă puțină vopsea acrilică neagră și voi începe să-mi desenez portativul.
Acum vom desena notele muzicale. Voi sigila pictura cu finish-ul gloss and go flexible. Ca ultim pas, aplicăm uleiul de cuticulă. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren! Sunteți așa, ca o icoană. Ceata lupiții goi, dai într-unul țipă doi. Oksana nu are nevoie de introducere, deci o să mă introduc pe mine ca de fiecare dată. Este, cum ai zis, ai zis că trebuie să zic că e primăvară. Păi cum zic, este primăvară, afară e frumos. Cerul este senin, albinele zboară. Curg amenințările. Am aplicat o bulă în centrul unghiei pe care am aplicat-o. Astăzi am descoperit o nouă sursă de vitamine de la Oksana. Nu credeam că voi bea vreodată așa ceva și că o să-mi și placă. O băutură revigorantă care îți dă puteri de dimineață și uite ce modele. Franci, mi-ai pus pe degete. Care îți dă putere să treci peste o zi cu Franci. Cam așa arată. Se numește Mătasia Broaștei. Nu-i bine?